noroc aveți că sunt eu băiat isteț. V-ați înscris? Evident, gogoașe. Și numai că m-am înscris pe mine. V-am înscris și pe voi, mă. La ce facultăți de-ați înscris? Păi, de pildă pe tine te-am înscris la teologie, mă. Păi, Chioreta, l-am băgat la medicină. Mă scuzați, eu întrebam la ce facultate m-ați înscris, șef? A, la, pe tine te-am înscris la... La drept, mă. Haideți, domn sergent, cum să fiu cu Ema? Eu sunt cu Gina, ce naiba. Minte, domn sergent. Da, domn sergent, e și cu Gina și cu Ema. E cu amândouă. Ba mai mult decât atât, e și cu nevasta comandantului. E cu toate, ca Casanova. Ăștia au înnebunit. Șeful, sigur circulara asta e de la NATO sau a făcut-o vreunul la mișto? Eu l-aș bănui pe gogoașe, că dacă știu că ați câștigat... Da, da, domn sergent, nu! Păi, circulara, vreți să ajungeți pe scaunul electric? Am uitat, șeful, dar chiar e adevărată treaba asta cu... Bă, dacă așa scrie... Păi ce armată e aia, șeful? Nu poate un superior, un condamnat ăsta, un comandant, nu mai poate să-și pleznească bibanii. Nu știu, măi, o să vedem. Cert este că nu putem să-i mai pognim. Băi, păi, dacă te dă bibanul în judecată și câștigă, ai pus-o, mă, poate tribunalul militar să te condamne la pedeapsa capitală. Dar nu e numai pentru biban, șef. Uite aici, dacă un grad superior lovește un grad inferior lui, actul în sine e abuz de putere și se pedepsește conform articolului... Mă rog, deci numai soldații de același grad mai au voie să se pognească. Eu cred că visez, nu e adevărat. De ce, șef, e foarte corect? Eu, unul, iubesc legea asta. Păi m-am saturat să tot primesc palme din două în două secunde fără niciun motiv. Auzi, șeful, dar dacă există motiv, mai putem să... A? Nu, tăftiți? Domn Caporal, l-ați uitat! Circulara! Vreți să ajungeți pe scaunul electric? Șeful! Nu e bună! O să murim executat, șeful! Ce ai, mă? Păi reflex, fii reflex! Nu poți să-l stăpânești, șeful! Și când o-ți vine, jacula, pot! Când... Știți că gradele superioare, ofițerii directe, noi doi mă refer, nu poate să stăpânească reflexele până nu-și plăzește sub artenia, asta e. Așa că stau și mă întreb, șeful, ce ne face? Să mă, că sunt și băieții înțelegători. Chiar dacă le mai scăpăm noi așa câte una, o să se supără, nu mă? Nu încoace. Hai. Întoarce-te. Mâinile la spate. Mâinile la spate și întoarce-te, băi! Ce faci, șeful? Stai puțin că eu sunt hetero! Mă taci, bă, cu tâmpenile tale! Băi, de astăzi înainte, în preajma lui Gogoașe, stai numai cu asta pe mâini, s-a înțeles? Da, da! Niciun dar! Știi că ăla este idiot. Păi ce vrei, Doamne ferește, să-l pognești din reflex, cum ziceai tu, și să dăm de belea? Păi dacă te dă în judecată ăla, mă, și trebuie să te prăjezi pe scaunul electric, vrei să am pe conștiință? Nu să drăgi! Păi și atunci, să nu te prind că le dai jos de la mâini, că... Doar în caz de urgență. Auzi, ce vă, pipinică, e caz de urgență? Nu! Bă, să știți că ar trebui să vă bucure și pe voi schimbarea asta de regulament. Că nu numai pe mine mă plăsnea sergentul, vă bătea și pe voi.
Are dreptate prostul. Auzi, păi, ia nu mai mă porecli, că vezi că suntem de același grad și pot să te pleznesc dacă vreau. Gogoașe, dacă mai mă enervez, te dau cu capul de volan de țar airbag-urile. Păi, asta-s puțină! Pe asta înseamnă că și eu pot să... Păi nu, cam același grad! M-am înfătat seama ce înseamnă asta! Wow! Ce înseamnă? Hai, mă treabă, hai! Ariel, Ariel! Dă-i la geale! Domn sergent, 10.000! Dă-i, ia mă tăția, dă-i tu, doamne, în buzunar! Ia, fără număr, de la sergent! Dar nu-i cinstit așa ceva! Hai, Gogoașe, nu-i cinstit, dar-i profitabil! Da, bine, o să vă reclam la domnul comandant! Ce faci, Gogoașe? Te dai la superiori? Oh, oh, trașcă! De la tata, fără număr, dă-i! Așa, așa! Dă-i și de partea mea, mai dă-i 10 mici pătrâne! Dă-i, mă, dă-i și cu pumnul! Încă 10, bagă, bagă! Dă-i, 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 dă-i! Are! Auzi, băi, chiarete, lăsa-mă și pe asta, că mai am o treabă neapărat! Dar nu cum? Nu, mă! Ce n-ai, mă? Acum nu-ți mai e frică că ne prinde sergentul, a? Mie nu mi-a fost niciodată frică de sergent. Am vrut doar să te fierb așa un pic ca să fii mai fraged. Ce faci, pupază? Știți, eu... Te omoară, mă, mincinoasă norocit! Ce mi-explici tu mie, mă, că mă te pupi în fața mea cu curcul, cu nenoroci, cu sărămâile, cu fata, mă, de tot, mă minți în fața, mă, că te norocesc! Nu mă dați, că vă dau în judecată! Tu pe mine, mă, să dai și mă, lăsați-mă că-l omor, mă stinge prostii pe jur! Nu mai da! Scaunul electric, o să te mănânce umflatule! Păi mine, mă! Te omor! Idiotule! Iepuraș! Ordonați! Pleznește-l! Liber! Ce? Ce ți-am zis eu, mă, să nu scoți cătușele de la mâima? Da, șeful, dar Gogoașe nu era acolo, ce? Păi și pupăză ce e, mă? Nu-i tot grad inferior? Mă, dacă te dă în judecată, te-ai nenorocit. Și eu pe lângă tine, că eu semnez ordinul de execuție. O să am pe conștiință. Hai, șeful, că exagerați și dumneavoastră. Păi ce, pupăză, la cât de tolomac e el, e în stare să mă dea pe mine judecată. Unde mai pui că n-are nici avocat? Vă rog să mă scuzați. Am de înmânat o citație pentru numitul Mărlano Ferdinand. Ce citație? Din partea clientului meu, Pupăză Marin. Prin prezenta se aduce la cunoștința numitului Mărlano Ferdinand că este acționat în justiție pentru vătămare corporală deosebit de gravă și abuz de putere, conform noului regulament NATO. Bă, trașcă, eu cred că tu te-ai țignit. Vă rog să vorbiți cuvincios, pentru că în calitate de viitor avocat aș putea să vă dau și eu în judecată pentru insultă adusă împotriva autorității. Mamă, dacă-ți bag una în botul ăla de avocat, dacă nu te... Băi, ai nebunit? Vrei să-ți agravezi situația? Păi ce mă grave, șeful? Că eu cum mâna mea l-a trimis la școala de avocat să fac o facultate, să ieși și el om. Și acum mușcățâța de la care i-a dat mâna se sugă. Îmi pare foarte rău, domnule sergent. Când este vorba de lege, nu am tată, nu am mamă, nu am sergent. Deontologia profesională mă obligă. Ce mă obligă, ai? Da. E bine, trașcă, iar cu asta ta, de recunoască, mai stăm noi de vorbă. Sigur că da. La tribunal? Asta mai lipsea. Proces în unitate. Idiotule! Iepurași! Ordonați! Pleznește-l până mă calmez eu. Treci!
Scaunul electric o să-l mănânce, vă spun eu. Auzi, bătrașcă, dar nu e prea mult, mă, totuși, pentru o amărâtă de bătaie? Nu e, domn caporal, cum să fie? Trebuie să dăm un exemplu. Altfel, abuzul o să ne copleșească pe toți. O să se întindă, uite, așa, ca o caracatiță. Domn caporal, trebuie creat precedentul juridic. Da, dar totuși mă gândesc că am fost colegi atâția ani. Și ce? Asta justifică violența? În niciun caz. Ah, și domn caporal, plus că cine o să câștige gradele de sergent dacă îl prăjim pe Mârlanu? Bingo! Și noul sergent pe cine o să avanseze la gradul de caporal? Pe tine! Exact! Ați văzut că e simplu, domn caporal? Justiția asta este doar oarbă, nu și proastă. Trașcă, ieși, că avem de discutat cu pupăză. Na, Trașcă, vino aici. Nu ești nicăieri. Fără avocatul meu, nu scot un cuvințel. E ce drept cu el? Mă rog. Bă, fraților, hai mă împăcați-vă, mă, sunteți colegi de atâta timp, mă, lăsați-l încolo de regulament. Da, domnul comandant instigă la nerespectarea regulamentului militar. Bravo, domnul comandant! Vezi cumva să chem și televiziunea să devină mai interesant subiectul? Trașcă, nu te juca cu nervii noștri. Păpăză, mă, uite, dacă ești om de înțeles, te avansezi sergentul. Nu, domn caporal, este capcană. Vrea să vă avanseze sergent, să aveți același grad cu domnul Mârlanu, ca să poată să vă omoare cu bătaia legal. Trașcă, dacă te... Ce frunt, circulara? Da. Iepuraș! Ordonați! Pleznește-l pe Trașcă. Îmi pare rău, dar nu pot, că are același grad ca mine și o să dă și el. E putincioasă. Ieși! Pupăză, hai mă, zi mă ce vrei mă ca să renunți la proces, mă. Au, șeful, ia mai groasă în Franța încolo, fii locul să zic eu ceva la orice, că... Lasă-i să facă ce-o vrea ei, că oricum nu are nicio șansă. Mă, tu e sigur? Normal, pe-ați uitat că sunt și-o la, tot la drept coleg cu Barțafoiu. Păi ăsta nu știe nimic, mă pricep de 10 ori mai bine ca el la legi. Păi dacă e așa, mă... Faceți, mă, proces, măi, marțafoilor! Așa! Să vă văd de unde aduceți certificat din ăla... Măi, ce, mă? La ce? A, certificatul ăla, cum e ce? De la, mă, medicinal, șeful. Medicinalul legal. Așa! Să văd, mă, de unde faceți voi rost de certificat din ăla... Medico-legal, medicinal, cum îi spune. Că de la infirmerie, nicio șansă. A? Și plus, că să nu te prind pe la poartă, că încerci să treci, că acolo sunt eu de pază. N-ai nicio șansă, da? Băi, mă scuzați că am întârziat, dar n-am putut să obțin mai repede certificatul medico-legal, că era o coadă la depus actele de... Îmi permite să vă fac cunoștință? Caporal Chiorete, student la medicină, legistul nostru, sergent Mârlanu, agresor și avocatul acestuia. Și pe ăsta totul l-ai băgat la medicină, nu? E puraș? Ordonați! Nu! Ce ai făi? Da, stai mă odată jos, că m-ai amețit de cap. Unde-i jos, șeful? Pe scaun, mă. A, mulțumesc. Că așa te obișnuiești și tu cu poziția de la scaunul electric. Drăguț, ce? Iepuraș! Alo! Nu te-ai chemat asta. Trimite-l pe Gogoașa imediat la mine. Aori, Ricky. Și zici că tu l-ai băgat pe Gogoașa la teologie, mă? Da, să trăiți. Păi ai noroc, mă, că așa are cine stă în groapă pe moca, mă. Ce? Șefu, fac orice, nu vreau să mor. Te ajutați-mă, mă rog. M-ați chemat să trăiți? Da, mă.
Ia zi, vrei să avansezi caporal? Pe mine? Da! Bine, atunci cască urechile bine la mine! Domn caporal, medicul legal este? Este! Bravo! Martorul acuzării este? Este, este. Aha. Ai grijă, trebuie să fii foarte convingătoare când ai depoziția, da? Și dacă judecătorul vrea o reconstituire, să-i arăți exact, da, exact cum îl bătea mârlanul pe domn caporal Pupăză. Dar ce, crezi că am uitat? Păi stai să vezi, uite, îi dădea așa, îi dădea așa, după aia strângea de gât, după aia iar îi dădea așa și iar așa, și iar îl strângea de gât. Și iar îi dădea. Că mă învinățești mai rău ca sergentul, mamă. Nu-i nimic, domn caporal, asta e chiar foarte bine, că dacă rănile dumneavoastră sunt proaspete, o să impresionăm pe jurați și mai tare. Iubiții mei enoriași, în calitatea mea de student la seminar Recte Viitor Popă, am a vă transmite câteva cuvinte de înaltă pioșenie. Voia Domnului este să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă. Și să nu lăsați cumva ca necuratul să-și vâre coada într-o a vă învrăjbi unul împotriva altuia. Auzi, Gogoanșe, hai, la subiect că de gâjială ne-am săturat. Bagă! Iubiții mei, de ună zi a venit la mine această oiță rătăcită plângându-se ca o prigoniți. Voia Domnului este să vă iubiți! Să vă iubiți aproapele, ca pe voi înșivă, și să iertați celor care vă greșesc, chiar dacă au greșit mult sau puțin. Să mor tu! Auzi, ia întreabă tu, oița asta rătăcită, cine ți-a mâncat pachetul de la măta pe care l-ai primit azi dimineață? I-am primit pachetul de la mămica? Normal! Astăzi? Da, dar ia ghicește tu în burta cui și adea cu pachetul de la măta! Domn sergent, mi-ați mâncat pachetelul de la mămica? Iartă-mă, părinte Gogoașe, dar mirosea șuculița aia chiar și pe tabla de la conservă, n-am putut să mănânc. Deci mi-ai mâncat pachetul, da? Piei din fața mea, păcătosule! O să mor în flăcările iadului! O să te căiești! Normal, Gogoașe, pe scaunul electric! Ce vorbești, mă, s-o credeți voi, fătălăilor? Mă ajute cu voi până în pânzele albe! Praf vă fac, amărâților! Mă, și dacă nu câștigi? De cum să nu câștigi, șeful? Păi ce, eu sunt mai prost ca trașcă? Păi dacă era mai prost ca trașcă, era el cu sergent în locul meu și eram eu pârnit de soldat. Că la ce cunoștințe penale am eu... Praful va la tribunal. Nu ziceai tu, mă, că el citea cursurile și tu copiai? Da, da, păi el, că el citea cursurile și eu copiam. Dar cum spune și proverbul ăla, mult citește, puțin cunoaște. Asta e. Au șeful, dar dă curăstate așa, cât prinde fiara asta la oră? 200, mă. 200? Da, de ce? Așa, eram și eu curios în caz că pierdem procesul. Dar nu pierde șeful! Păi cum să pierd eu fața lui Trașcă? Păi ce-s mai prost ca ăla? Dacă era mai prost, era el acum sergent în locul meu și nu știu, parcă v-am mai spus chestia asta, nu? Domnilor jurați, a stabilit verdictul? Da, domnule judecător! Și? Care este? În unanimitate vinovat! Vă mulțumesc! Așadar... În conformitate cu noul regulament de ordine interioară emis de NATO, inculpatul Mârlanu Ferdinand este condamnat la pedeapsa capitală. Ura! Sentința va fi executată imediat. Nu vreau să mor! Nu vreau să mor! Nu mă luați! Nu mă luați! Nu înainte, doar la mesei!
Bine, așa ne-a fost vorba, începem cu d-astea. Nu mă luați, vă rog. Nu vreau să mă... Iertați-mă, nu vreau să mor, promit că în viața vieților mele nu mai dau o palmă la nimeni, nu o să mai lovesc pe nimeni niciodată. Fiule, mai ai dreptul la o ultimă dorință. Spune-o. Da? Da. Atunci îmi doresc să fumez o țigară de foi în Cuba când eu avea 74 de ani. Tutunul dăunează grav sănătății. Ce vrei să mori? Ia, ține firele astea. Nu vreau să ajutor! Nu vreau să mor! Nu vreau să mor! Nu! 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 Domn sergent, liniștiți-vă! A fost un vis, ați avut un coșmar! Serios? Serios! Atunci hai! Stingerea! Voi și de mâine să nu mai prind unul pe la facultate, bă! Că uite-te, de la atâtea facultăți îți dai dracu și ultimul neuron îți strică somnul și ai numai coșmaruri. Ne-am înțeles, de mâine, fără facultate. Noapte bună, somn ușor! De. Să trăiți, șefam și o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog frumos, puteți să mă degradați și pe mine să luați gradele. Lasă-mă, mă, că n-am timp acum. Trebuie să citesc nou regulament NATO. Șeful, vă rog frumos, uite în genunchi, vă rog, eu luați-mi gradele mele și dați-le lui Pupăză, șeful. Bă, tu te-ai dilit? Să mor eu dacă nu, șeful. Pe cuvânt eu cea mai scump. Luați-mi grade, vă-i plăr. Bine, mă, treaba ta. Dă-le încoace. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Șefu, ăștia de la NATO au nebunit? Păi bagă scaun electric pentru... Ce, sergent? Ce te oftici? Că mai poți tu să pleznești subalternii când vrei și cum vrei tu? Hai! Soldat, cum vorbești cu un superior? Curcă-mă! E tiscâț! Și dacă nu vrea, ce o să faci, mă? Îmi iei cai de la bicicletă, boii de la plug, lanțul de la termometru... Ce faci tu mie, mă? Sau te pomenesc că vrei să mă pleznești? Nu, mă, idiotule, te trimit direct pe scaunul electric. Conform noului regulament. Ești chior? Ia citește. Datorită creșterii numărului de acte de indisciplină din armată, se instaurează legea marțială. Astfel, orice act de nesupunere al soldaților în fața ordinelor superiorilor se va pedepsi prin electrocutare pe scaunul electric. Șefu, dați-mi gradele înapoi! Cum la mea, eu l-am trimis, eu l-am hrănit, la țâță de șerbe l-am grânt. Am luat-o rază, eu. Internați-mă! E pe partea... Pe tine. Exact. Ați văzut că e simplu, domn caporal? Justiția nu e doar oarb. E și proastă. E varză cu carne. Oh.
Vocea Domnului spune să vă iubiți pe voi. Să vă iubiți pe voi, să nu vă altceva pe voi. Să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă. Acțiune, zici de reacțiune, zi odată. Vei. Mă, și dacă nu câștigi? Ai auzit o acțiune? Hai mă, că e târziu, bă, George, să-mi ce lumina.